În 2016 au fost demarate lucrările pentru lărgirea străzii Traian din dreptul străzii Brăilei către Piața Mare. La începutul acestui an însă au început problemele pentru locuitorii zonei. Peste 10 case și mai multe magazine au pereții pline de crăpături din cauza vibrațiilor emise în timpul construcțiilor. Oamenii stau cu teamă ca nu cumva să cadă tavanul peste ei. Trepidațiile, deci cum sunt buldozerele lor, așa vibra casa. Încet, și cădea. Pic, 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 până a căzut. De dat. De când, când au astupat cu pietrișul ăsta, au început să bată cu excavatoarele alea. Și eu am ieșit afară, le-am zis, domnule, îmi dă rămas casa. Deci nu a băgat nimeni în seamă. Deci nu a vrut să mă bagi. Du-te, domnule, și fă reclamații. Condițiile în care lucrările sunt începute, dacă vor fi continuate, eu am spus, tot colțul ăsta o să cadă. Deci asta e părerea mea. Și afacerile din zona au de suferit. Mai mulți patroni au decis să mute sediul magazinelor într-un loc mai sigur. Deci astă vară, când au lucrat la stradă și au tasat foarte tare pământul, pietre, ce au pus aici pe stradă, a fost vibrația foarte puternică și de atunci a crăpat peretele, adică pereții, mulți pereți au crăpat. Noi le-am zis celor care lucrau, numai că au continuat și a rămas. Păi, teamă să mai lucrați aici, în aceste condiții? Aici, în zona în care mă aflu acum, e oarecum sigur. În spate nu e sigur deloc. Nu dați seama, pentru că ăsta este lăsat în pământ circa 30-40 cm, știți? Mai încolo. Acolo se vede cât de mult este lăsat, dar este lăsat cu planșeu cu toți, că dacă vedeți că este un plan înclinat de la stâlpul de rezistență până aici, și diferența de nivel dintre acolo și acolo este cel puțin 40-50 de centimetri. Și peretele ăsta este lăsat în pământ cu clădire cu tot și cu clădirea vecinilor. În urmă cu doar câteva zile, pământul s-a surpat într-un gang pietonal care asigură accesul către locuințele oamenilor. Locatarii sunt chiriași în imobile ale primăriei. Oamenii sunt hotărâți să ceară municipalității alte case unde să poată sta. Administratorii afacerilor, pe de altă parte, vor să ceară și despăgubiri pentru cheltuielile suportate din cauza mutării magazinelor. Specialiștii în cadrul Primăriei Municipiului Galați vor merge pe teren pentru a evalua această situație și pentru a face o expertiză și în funcție de rezultatele acestei expertize se vor lua măsurile care se impun. Luați în calcul evacuarea chiriașilor, sunt persoane care stau în locuințe ale primăriei. Dacă situația o impune și dacă e într-adevăr o urgență, aceștia ar putea fi relocați. Mai sunt și imobile private, luați în calcul să-i despăgubiți? Contează foarte mult ce va spune această expertiză. Trebuie să așteptăm concluziile, în primul rând. Primăria Galați va trimite în zonă echipe care să stabilească cu exactitate cauza surpărilor și crăpării pereților imobilelor și dacă plângerile gălățenilor sunt îndreptățite.